v-am regăsit la un nou videoclip. Bună și bine v-am găsit astăzi. Eu voi fi doar un cameraman simplu, amator, și o voi filma pe soția mea care va face ceva special. Ne-am gândit să facem niște băuturi așa cu aromă de toamnă, mai ales acum că deja se simte așa răcoarea de afară. Selena o să fie și ea, nu cameraman, dar o să fie un mix pion pe aici prin bucătărie. Sperăm să ne lasă să ne facem treaba. Știți că în videoclipul trecut v-am arătat că am cumpărat de la IKEA trei pahare sau căni așa drăguțe. Și astăzi le vom folosi. Azi le umple cu ceva dulce. Rămâneți alături de noi că o să vă placă sigur, sigur. Și o să începem cu prima rețetă. Ne-am gândit să pregătim ceva special și anume ciocolată caldă cu dovleac plăcintar. Să vedem ce o să iasă. Să-i dăm drumul! În primul rând, o să adăugăm laptele. Avem așa un pahar, cam 200 de mililitri. Acum depinde ce cantitate doriți să faceți. Și vom adăuga pe rând ingredientele pe care le avem aici. Și anume, scorțișoară, cacao, piure de dovleac, ciocolată și frișcă lichidă. Am adăugat, bineînțeles, laptele aici. Vom adăuga ciocolata. Acum depinde ce fel de ciocolată preferați. Dacă preferiți mai multe cacao, mai mult lapte, noi am luat ciocolată cu lapte. Adăugăm acum o lingură de cacao. Scorțișoara, bineînțeles, în funcție de preferință, de gust, eu o să adaug aproape pe toată. O să mai lăsăm puțin de decor. Iar pentru această rețetă o să mai avem nevoie, Serena aprobă, de puțină frișcă lichidă, și anume 2-3 linguri frișcă lichidă, ca să fie așa mai încațelată, mai bună. Mai cremoasă? Exact. Așa, acum o să dăm totul la foc. Așteptăm să se topească ciocolata. Miroase atât de bine a scorțișoara, ciocolată. De-abia aștept să văd cum iese. Peste ciocolata caldă, avem aici frișcă lichidă. Arată delicios, avem un tel mai mare decât prevede legea. Dar trebuie doar amestecat așa puțin. Trebuie să aibă consistența unei creme mai groase, așa, nu? Da, vom adăuga și o lingură de dovleac. Mulțumesc! Acum, în funcție de preferințe. Mamă, deci dovleac cu plăcintar e preferatul meu. Așa. Dacă aveți un mixer mic, puteți să-l folosiți pe acela. Noi nu avem. Noi suntem pe varianta mai rustică cu telul. Și o să adăugăm și puțină scorțișoară. Cred că ajunge atât. Așa. Arată foarte bine. Ca să miroasă toamnă. Și miroase foarte bine. Și amestecăm, și amestecăm, și amestecăm. Peste 10 ani, tot amestecăm. 1 hour later, nu, 1 eternity later. Deja parcă a devenit mai groasă. Preparatul să fie aproape gata. Adăugăm ciocolată. Pe fierbinte. Da, așa ca. Așa. Și acum o să adăugăm crema. Crema. Ia să vedem. Mamă, de mi-e poftă. Deci
Deci arată super, super tare. Și o decorăm cu puțină scorțișoară. Bravo, iubi! O punem așa. Gata, prima rețetă, felicitări! Sperăm să super. Vă placă. Și sperăm să ne placă și nouă. Și pentru că eu sunt așa o iubitoare de cafea, nu puteam să facem ceva și fără cafea. Confirm! Așa că o să facem o băutură rece, cu dovleac, cu o băutură cremoasă, să vedem acum ce o să ne iasă. Să-i dăm drumul! Avem aici smântână lichidă. Da, am pus-o într-un recipient înalt pentru că... O să facem cu mixerul să iasă mai cremoasă. Da. Avem, bineînțeles, și o esență de vanilie, ca să miroasă așa și să aibă un gust mai special. Super. Avem puțină. Doar așa puțină mai bune, că îmi place mai mult. Ok. Așa. Asta e în funcție de gust, fiecare. Da, no, ne place foarte, 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 foarte dulce. Și aromat. O să adăugăm acum dovleacul plăcintar. Cât pui? O să punem cam două linguriți. Vrea și Selena. Pentru că am mâncat aseară. I-a făcut super mult. Am adăugat niște gheață în pahar. Am preparat cafea pe care am îndulcit-o. Zahăr. De preferințe. Da. Adăugăm peste gheață. Atât, ca să fie bine, să nu dă fie rău. Dă și pe masă puțin ca să fie frumos. Și acum o să adăugăm elementul surpriză. Crema aceasta, wow! Super! Deci arată într-un mare fel. Uitați ce bine arată. Și puțină scurțișoară de iubi, adăugi? Și acum o decorăm cu scurțișoară. Wow, deci arată super. Eu zic că arată minunat așa cum văd dimineață. Ia zi, Serena, îți place? Pune mai aici lângă cealaltă băutură. Acum o să preparăm o rețetă mai ușoară, cu ceai, cu lapte și să vedem exact. Întâi de toate am încălzit laptele să fie fierbinte, ca să infuzăm pliculețul de ceai. Noi am luat așa, aleatoriu, am luat un ceai de pere cu caramel de la Lidl. Puteți să folosiți orice fel de ceai. Ce vă place vouă? Ce aromă vă place? Îl punem aici infuzat. Pentru cât timp? Aproximativ 5 minute. Ok. Au trecut 5 minute. Uitați ce culoare are laptele și mirația pere toată toamnă. Oh. O să scoatem pliculețul. Adăugăm fiure de dovleac. Așa, cam o linguriță, două. Cantitățile sunt așa estimative. Poți să mai pui jumătate, că mie îmi place mult dovleacul cu plăcintar. Am pus ele. Mulțumesc. Vom adăuga și scurțișoară. Așa, un praf de scurțișoară. Miroase foarte bine. Îmi place scurțișoara. Avem și ghimbir. Oh, ghimbir. Ghimbirul este sănătos. Da, este. Mai ales acum când ne ferim de gripă, de virus. Eu zic că putem să încercăm și remedii din acestea. Le? Puțin ghimbir nu strică niciodată. O să bagăm la pe aici, nu-i nicio problemă. Pentru a-l îndulci, puteți să puneți zahăr, miere, dar am cumpărat de la Lidl, de la săptămâna americană, un sirop de arțar cu merișoare și o să punem neașteptat că se potrivește. Oh, cred că e super dulce. Așa. Miroase foarte bine. Amestecul obținut, o să-l punem în pahar, canita. Da, tati, da, vrei și tu, știu. Cât este încă destul de cald, vom adăuga și un vețișor de scorțișoară. Și cam asta ar fi. Super! Bravo, iubiți, ai ieșit super! Ia să vedem celelalte rețe. Wow, și așa se funcționează. Avem toate variantele. Ciocolată, caldă, cafea și ceai. Cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumim că ne-ați vizionat videoclipul. Așteptăm un like, un subscribe și ne vedem data viitoare!
Pa, pa, pa! Pa! Pa, tati! Pa! N-ai voie băuturile astea sunt pentru noi! Toate doar pentru noi!